O gospodină a pus ciocolată în pământul plantelor din locuința sa. Fără să anticipeze ce va urma, a descoperit un truc genial. Dacă și tu ești iubitor al florilor, trebuie neapărat să îl pui în aplicare. Iată ce s-a întâmplat în doar 3 zile. Vei putea să remarci și tu diferențele în cazul plantelor tale de apartament. Și ție îți plac plantele de apartament? Dacă da, fără îndoială, încerci să le îngrijești cât mai bine posibil pentru a înflori frumos. O plantă sănătoasă și cu frunziș abundent nu numai că oferă un plus de culoare încăperii în care a fost așezată, ci asigură și curățarea aerului de substanțe poluante. Dacă îți place să folosești produse cât mai naturale pentru a îngriji plantele, ai ajuns în locul potrivit. Vom împărtăși cu tine un truc descoperit de o gospodină. A pus puțină ciocolată neagră în solul florilor din locuința sa și a rămas de-a dreptul impresionată de rezultatele obținute. Știai că ciocolata neagră poate fi un tratament eficient pentru plantele din casa ta? Asta datorită proprietăților pe care le prezintă. Având în compoziția sa vitamina A, vitamina B, calciu, magneziu, fier și altele, produsul servește ca un puternic îngrășământ de casă. Gospodina care a pus ciocolată neagră în solul florilor sale a descoperit după 3 zile că plantele au început să crească mult mai abundent. Exemplarele cu flori au fost mult mai bogate. În plus, toate insectele care ar fi putut să afecteze dezvoltarea plantelor au fost ținute la distanță de îngrășământul folosit de gospodină. Este deloc dificil să prepari îngrășământ pe bază de ciocolată neagră pentru plantele din locuința ta. Ai nevoie doar de 15 grame de ciocolată neagră și o sticlă de plastic de 2 litri. Pentru început, fierbe o jumătate de litru de apă. În lichidul fierbinte, dizolvă cele 15 grame de ciocolată. La final, adaugă 1 litru și jumătate de apă în recipient și amestecă bine. După ce te-ai asigurat că amestecul s-a răcit, toarnă-l pe solul plantelor din locuința ta. Observa cum planta va renaște. Ciocolata neagră nu funcționează doar ca un îngrășământ de care florile au nevoie pentru a se bucura de un sol plin de nutrienți, ci le protejează și împotriva viermilor și muștelor, relatează playtech.ro.